Seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Zinaida Mocreac din Răciula, Călăraș, spune că nu va uita niciodată strigătul disperat de ajutor al tatălui ei. Tânăra povestește că într-o seară de aprilie, bărbatul de 47 de ani s-a pomenit la un pas de moarte. L-am văzut pe tăticul cum merge acolo drumul, cum stătea și cerea ajutor. Văzându-și părintele, Zinaida nici nu știa ce să creadă. Crezi că-i servit, că era și servit atunci. Îmi da crezare, zic să-l ajut până în casă să meargă. Tânăra zice că în aceleași clipe telefonul din casă suna fără oprire. La capătul liniei era preotul din sat. Preotul a sunat-o pe mămica, spunându-i că eu am avut un conflict și nu i-a făcut așa nimic. I-a făcut vreo două lovituri pe față. Soția lui Ștefan spune că preotul încerca să se dea nevinovat, dar femeia nu i-a dat crezare. Asta pentru că din pumnii preotului, bărbatul ei a ajuns la spital. De ieri el a intrat în reanimare și acum nu ne dă nicio știință, nu știm nimic. Mai mult, Parascovia zice că nu este pentru prima dată când părintele l-ar fi băjocorit pe Ștefan. De această dată, ea spune că nu-l va mai ierta pe slujitorul bisericii. Acum, femeia așteaptă ziua când se va întâlni cu el la judecată. El a luat și m-a sunat pe mine și a început să-mi zică, da, eu mă gândim să vă dau niște bani, dar n-a să dau nimic. Zic, da, să știți că și ei și-ai făcut, ai să răspunzi. De la ce ar fi pornit cearta dintre Ștefan Mocreac și preotul din Răciula? De ce alte păcate îl acuză sătenii pe acesta din urmă? Cum răspunde acuzațiilor părintele? Dar și ce spune episcopia despre buclucul în care a ajuns slujitorul său? Aflați în această seară. Fica și soția bărbatului care ar fi fost snopit în bătaie de către preotul din Răciula sunt indignate. Ele spun că după o asemenea faptă, locul părintelui este la închisoare și nici de cum într-o biserică. Zinaida și Parascovia Mocreac au venit în această seară la noi să le susținem. Zinaida, tu le-ai spus colegilor mei că l-ai găsit doborât la pământ pe tatăl tău. Cum îți amintești în general acea seară? Seara era în jurul orelor 9:21. Am ieșit afară, am auzit gălăgie din partea drumului, dinspre poartă. M-am apropiat la poartă. L-am văzut pe tata. Cum era? Jos. Da. Am încercat să-l ajut să se ridice, am văzut că nu pot să-l ridic. Am intrat în casă să... Dar ce ai crezut când l-ai văzut jos la pământ, primul gând? Am crezut că o servit, că el de obicei la noi mai servește. Și am crezut că o servit și iarăși a căzut jos și nu are putere să ajungă până în casă. L-am adus în casă cu ajutorul unui vecin și când l-am pus pe pat, el străga de durere că îl doare foarte tare piciorul. În timpul ăsta am decis să-l dezbrăcăm. Am dezbrăcat pantalonii și se vede cu ochiul clar că piciorul e dat într-o parte și sunt flaș, sunt flat, adică era imposibil de lăsat acasă. În timpul se vedea că el este traumat, da? Da, da. În timpul ăsta am hotărât să-l chemăm pe preot, că m-a auzit că la dânsul a stat. L-am sunat, a venit preotul. Nu a negat faptul că a fost la dânsul tata. Și a spus că, da, nu, eu așa, l-am lovit, că nu și-o dat seama la vorbe, i-am dat vreo două și noi nu i-am făcut nimic. Între dânsi a început să vorbi. Dar când tatăl tău a început să zică că să se plângă, că uite, preotul m-a bătut, va veni din start să credeți asta? Da, pentru că da? Așa cazuri au mai fost și nu e prima dată, numai că nu o să ajung până într-atâta că să ajung la spital. Cred că este ceva în spate, în relația lor, pentru că se vede că este un conflict, nu de o zi, de două, da? Dar ei erau cumva într-un conflict permanent și este interesant de ce tatăl dumneavoastră încă continua să se ducă la preot dacă ei aveau un conflict și nu este prima dată când el a suferit. Știți din ce cauză sau ce relație aveau ei, ce căuta tatăl dumneavoastră acolo în seara aia, în ziua aia? Poate lucra, poate l-ajuta, poate cine știe. Eu adesea ori auzăm că îl telefonează preotul și singurul îl chema. Prascovia, dar dacă știați că preotul îl bate practic pe soțul dumneavoastră, nu ați încercat să-l opriți, să nu se mai ducă? Sau... Am încercat, pentru că eu îi ziceam că multe ori îi dădea de servit.
preotul, da, soțului. Și eu i-am rugat pe el de multe ori. Am încercat prin telefon, pe urmă am încercat în fața magazinului, care e în fața oamenilor. Și am încercat și tot îi ziceam că măcar să mă mai audă cineva, că poate îi să faci într-un fel să nu-i mai dai de servit. Spunea, da, bun, eu n-am să-i mai dau. Dar de ce în general îi dă? Trecea numai o leacă de timp și iar din nou să începe. Și eu iar îi zicem, am vorbit odată, am mai vorbit odată, zic, și văd că nu se înțelege, parcă aș vorbi în altă limbă. Dar preotul bea și el? Desigur. Deci ei îndoi, preotul îl chema ca să-i fie... Foarte bine, bine. Probabil că pe undeva ambii au încurcat nevoința cu banchetul, le-au pus în același episod. Preot atunci m-a sunat și mi-a spus, da, i-am dat vă două, că m-a numit, că este, zic, da, asta nu-i prima dată la voi, când voi vă certați lucrurile, dar nu m-am gândit că în starea asta l-au adus așa de tare. Voi nu trebuia chiar așa să facă, că nu era criminal, că el pe nimeni nu i-a bătut soțul niciodată, pe nimeni. Chiar așa cum era el, că servea, dar el nu dădea la nimeni niciodată o palmă. Dar el cum s-a putut să fac lucrurile astea? Deci el nu era, acum el nu era agresiv. În fața noastră, în casă, tot aceleși cuvinte au repetat. Și acum spune că judecata. Ați vedeți judecata când ați vă vină medul legist și ce deschide cartea, să vă citească și ea să fie. Nu ce spuneți voi? Mm-hmm. Asta e corect? Eu știu că în acea seară ați chemat și ambulanța. Da, da, în prezența lui am chemat. În prezența lui era în casă și în prezența lui eu am luat și am sunat la ambulanță. Așa, și ce v-au spus medicii? L-au luat la spital? Da, l-au luat la spital, l-am dus cu fractură de picior de sus femoar, cum am spus. Adică cum l-am dus, tot în situația, tot în starea asta ne l-a dat acasă, pentru că când întreb pe medici îmi spune că nimeni nu vor să apuși de dânsul. Adică l-am dus cu ruptură, cu ruptură ne l-a dat acasă. Starea și lui și până în ziua de azi foarte gravă. L-am adus acasă, n-am dormit 3 zile și 3 nopți, n-am dormit și adică mă chinui, stău și eu stău și mama, durerile sunt foarte mari la dânsul. Și el din cauza asta nu poate să doarmă. Strigă de durere, tremură. Hai să vedem ce ne-au spus nouă medicii atunci când i-am întrebat despre starea tatălui tău. Atenție. Pacientul cu fractură de femur, plus mai are niște patologii concomitente. Într-o stare gravă și a fost în secție de reanimare, de terapie intensivă, pentru a-l scoate din astea. Recomandat tratament conservativ, îngrijire ortopedică. Tendinit la patru absență trebuie. El a ajuns la reanimare? Da, el a fost în terapie intensivă? Da. Chiar așa? Chiar așa a fost. Gravă situația. Spuneți-mi, vă rog, dacă ați reușit după asta să discutați cu preotul, să aflați ce s-a întâmplat, de ce s-au certat, de ce l-a bătut așa de tare. Nu, preotul nu a venit, dar am avut apeluri din partea fratelui său, care tot e preot. Da, propuneri că poate să-l trămăt la voi și să vă înțelegeți pe cale pașnică, să vă achită tratamentul și voi să nu mergeți mai departe și să nu faceți zarva asta că de faceți. La care eu am spus că el până acum nu a venit, de acum nu trebuie să vină, lasă răspundă de ce și-a făcut. Eu vreau să vă întreb, în afară de soțul dumneavoastră, acest preot a mai avut conflict cu cineva din sat? Acum eu la moment nu pot să-mi amintesc fix anul și data, dar eu am mai avut cu el un lucru care eu tot nu m-am așteptat la el. Veneam de la magazin, el toată ziua și-a făcut niște rachii acolo în dosul spatele casei, care are încă o poartă înspre poarta noastră. Și a ieșit brusc înaintea mea și străga și mă numea și mă fășe. Și eu l-am întrebat, pentru ce mă numește? El zice că eu l-am vorbit către cineva, dar eu nici n-am vorbit vorbele și și eu, fiind că l-am văzut cum e stare și ea, am pășit mai repijor și am intrat în ogradă și am pus zăvorul. Că dacă nu intram în ogradă, fix poate ajungeam ca soță. Dar în ce stare era Părăscoviu? Era beat? Beat? Beat criță. Preotul, da, beat. Dacă se lege așa din micul de oameni? Și m-a numit foarte urât de toate m-a făcut. Eu în timpul și el am tratat o gradă și am sunat la poliție. Da, el a avut o amendă pentru mine cu 400 de lei, eu pus. Fiindcă ne-a venit scrisoarea acasă și ne-a spus dacă eu sunt de acord cu ce și eu făcut legea. Da, eu chipul l-am lăsat. Zic, dacă eu pus prima amendă, dacă el a să mai atingă și a să ne mai zică ceva, da, eu am să ridic întrebarea. Da, este trist. Probabil că
preotul va trebui să răspundă, va veni la el Comisia Disciplinară a Episcopiei, Comisia Disciplinară a Mitropoliei și va trebui să răspundă și bineînțeles că nu-i vor da niciun ordin sau un agradă pentru ceea ce a făcut. Bun, îi vor da probabil o gramută, dar asta va fi de altă natură. Cred că este legea și legea să hotărască tot și trebuiește și cum trebuie. Dar eu un lucru aveți mai fac. Dacă el, duminică, era la slujbă, după slujbă cum s-a terminat, dacă vinea la noi și se înțelegea între noi să zică, da, uitați-vă, am împins păcatul, ceasul și al rău, a fost între noi acest lucru, s-a făcut, nu, la încerbinteală, nu ne-am dat seama și unul și altul. Poate ajungem la o limbă comună, ne ducem, vedem să-l trătăm și este. Da, el răspunde foarte altfel. Eu nu pot să mai... Astăzi discutăm despre Ștefan Mocreac din Răciula, care a ajuns în reanimare după ce ar fi avut un conflict cu preotul din sat. Mai devreme, soția și fiica victimei ne-au povestit că părintele deseori îl bagiocorea pe Ștefan, iar acum nu vrea să-și recunoască vina pentru bătaie. În curând veți auzi cum răspunde la aceste acuzații omul în sutană, dar și pe ce alte păcate de-a lui se plâng locuitorii din Răciula. Dar până atunci, să o ascultăm pe Maria Marcu, care a fost martoră la conflictul dintre Ștefan Mocreac și părintele Nicolae Mutu. Doamna Marcu, vă așteptăm în platou. Bună seara! Bine ați venit la noi, doamna Maria! Bună seara! Le-ați spus colegilor mei că ați fost martor la conflictul dintre preot și Ștefan Mocreac? Da. Da? Ce ați văzut? Vă rog să ne povestiți. Da, și am văzut. Era sâmbătă seara și eram pe afară. Dacă încolo aud, ei nu da, ei. Nu da, ei. Dar el cum a bătie, cum băți așa cu o discătură, așa el era jos chicat. Și, deci Ștefan era jos și preotul cu... Da, dar eu, când am auzit așa, m-am dizlițit de poartă și am mandat așa ea o doi pași și m-am uitat în stânga. El jos, dar el cum îl bătea, așa îl bătea. Cu... Deci nici măcar cu pumnul sau cu palma, nu, era altceva? Nu, cu discătură. Oho. Da. Cam de vreo 60 centimi, 70 pe aici, așa era. Și eu m-am dat înapoi că să nu mă vadă. De ce? V-ați speriat și dumneavoastră? Mă temeam și eu de dânsul. Puteați și dumneavoastră să luați una? Dar nu, că am vrut să nu mă vadă. Că știu că e năzbătios el, părintele. Și m-am mai dat iar, dacă am văzut că nu m-a văzut, m-am dat iar și m-am mai uitat. Și când am văzut că de-a lumina nu era prins pe stradă, și când s-a aprins lumina, dar el l-a lepădat în drum și a intrat în ogradă. Și așa l-a lăsat? Da, așa l-a lăsat. Și ce făcea Ștefan? Și am închis eu poarta, am închis zăvorul, am pus zăvorul și am intrat în casă. Dar mai departe n-a văzut nică. Ia ca acum. Doamna Maria, dar spuneți-mi, vă rog, de ce când ați văzut că îl bate pe Ștefan, mai ales cu... Ce ziceați dumneavoastră acolo? Nu cu... m-am apropiat. Că... Dar de ce nu ați încercat să-l opriți? Nu știu, să-i spuneți ceva. Nu, m-am temut că am probleme și așa cu dânsul. Ce probleme aveți? Am luat motobloc cu dânsul împreună. Cu preotul? Da, cu dânsul împreună. Eu 6500 am dat și el 6500. Și nu mi-a dat motoblocul nici mie, numai că l-au probat. E tot acolo în sat, lângă vecină. A doua toamnă, de-amă mi-a făcut în primăvară așa, dar de-amă nu ca așa ea, cu niște crângi, ca să iasă de-amă din ogor. Și el spăra, că să din așa, mai ferem crângă și ea, dar... Și a doilea primăvară de-amă asta a fost. Și de-amă, babușca, mai mult n-a să te mai ajut. Că zice, nu... Nu tai crângile astea, dar zic, eu, părinte, dacă n-am pușini și n-am, eu nu pot, că-s bătrână de 82 de ani. Mulți înainte. Da. Și zic, nu pot eu ca să... Dar știi, alții, n-aveau asta, cum să vă spun, timp. Bine, și ce-a făcut?
Și de la, așa, la, de la primăvara și ea nu m-a mai ajutat, nu mi-a mai dat motoblocul. Deci chiar dacă motoblocul pe jumătate era al dumneavoastră, așa și l-a însușit el. 6500 el și 6000 i-am dat 13000 pe motobloc. Bine, doamna Maria, dar asta nu vă face să vă temeți chiar de preot? Mă tem, vă spun că mă tem că m-a numit. Ca să nu zicem cum v-a numit, că mă la 82 de ani cred că nici nu vreau să aud cum v-a numit pe dumneavoastră. Cum să vă spun că nici o rușine. Nu mai spuneți. Deci înțeleg că e supărător. V-a zis ceva tare supărător. Da. Și ne e demn de un preot. De n-am atribuit, dar am fost servitoare în biserică. Am copres curi 15 ani. A, chiar ați avut legătură cu biserică? Da, cu... Da, pe cum. Și pe dânsa l-ajutam. L-a prășit, l-a pus în pământ, l-a curăț păpșoi, l-a cules poamă. Am avut cum, împreună. Dacă el s-o distrăbăla, de-a la gură, de-a m-am dat și departe, m-a dat afară din biserică. Ah, chiar așa? Dar cu ce l-ați supărat? Prescurile... Asta după motobloc? Da, și la motobloc și cu pământ, încă am avut împreună și multe editări. V-ați cetat? Da. V-ați separat? Da. În scurt timp, în platoul nostru vor intra și alți locuitori din Răciula care spun că au ajuns și ei la cuțite cu preotul satului. Până atunci, haideți să urmărim un subiect despre Nicolae Mutu. Atenție la ecran. Localnicii din Răciula spun că de mai bine de 20 de ani, biserica din satul lor este în grija actualului preot. Ei povestesc că pe parcursul anilor au adunat doar nemulțumiri. Dar ăsta n-are suflet întrânsul. Oamenii se plâng că an de an preotul majorează taxele bisericești. Din spusele lor, prețurile pentru o slujbă de botez sau înmormântare au ajuns să fie de două ori mai mari decât în satele vecine. Da, el taxele le pune cum vrea el. În satele vecine e cu mult mai ieftin, aici el le pune mult mai mari. De atâta lume preferă să se ducă în satele vecine să facă o cununie, să facă un botez. Mai mult, sătenii spun că Nicolae Mutu a început să aibă un comportament care nu-i face față unui preot. Păi și face. Bie, vorbește prostii, și care bie coșie vorbește prostii și la urmă și bate el. Oamenii din Răciula sunt nemulțumiți și spun că nu mai știu la ce să se mai aștepte de la preot. Ei povestesc că Nicolae Mutu a ajuns să renunțe la slujbe atunci când sunt puțini enoriași. Eu am scris o scrisoare. Am strâns 103 scrisori de la oameni din sat și am trimis-o cu scopul. Ne-am adresat la Metropolia Chișinăului să vină să vadă la fața locului și în ce situație biserică. Este pur și simplu dureros din punct de vedere al umanului să auzim așa ceva, fiindcă ce este un preot? Deodată ne închipuim că el merge de mână cu Dumnezeu. Dar din cele ce auzim aici, preotul de la dumneavoastră din sat merge de mână cu cel rău. Și este total greșit ca acest preot să slujească în această biserică. Hai, suntem oameni și putem să ne gândim, putem să înțelegem, da, este om și fiecare greșește. Dar în acest context, tu ești preot, da? Tu deja ți-ai asumat o funcție, nu atât civică, dar și spirituală. Sufletească și ar trebui de ținut în mâini, de citit Biblia cât mai mult, cărțile religioase, unde Dumnezeu propovăduiește bunătatea, adică nu răul. Doamna Maria, dar vreau să vă întreb, dumneavoastră sunteți chiar vecină, gard în gard cu preotul Nicolae. Pe drum suntem. E bine, îl vedeți des, nu? Da, da. Spuneți-ne, vă rog, iată fetele, Zinaida cu Părăscovia, spun că preotul bea chiar și în post. Așa bie, e? Bie și în post, bie. Nu, cum să vă spun. L-ați văzut deseori da, băut? Gen într-ales. Eu aș propune un pic să ne abstractizăm. Vă propun să ne abstractizăm de ideea asta de Dumnezeu și venerarea profesiei. Haideți să ne uităm un pic la situație ca la un specialist care ar trebui să-și îndeplinească anumite activități.
uite, eu sunt terapeut și eu am anumite obligații în profesia mea. Dumneavoastră, fiecare dintre noi are ceva obligații. Respectiv și dumnealui, în rolul lui de preot, are anumite obligații și respectiv doamna Maria și alte bunicuțe la fel de simpatice, așa sunteți de simpatică, mulți ani înainte. Așa și mie mi se pare foarte drăguț. Semănați foarte mult cu bunica mea, mulți ani înainte. Și ar trebui acești oameni să vină la dumnealui și să-și deschidă sufletul, să-și ventileze emoțiile, da? Pentru că el este cel în fața căruia oamenii cumva își spală fără de legile și păcatele care fac zi de zi. Asta este profesiunea dumnealui, pentru care a învățat și a semnat ceva acolo, presupun că, uite, eu mi-au anumite obligații. Ce auzim noi aici este faptul că dumnealui nu își îndeplinește cu rigurozitate sau cum ar trebui obligațiunile lui de serviciu. Și presupun, la fel cum noi avem niște șefi sau niște administratori, persoane care urmăresc calitatea serviciilor noastre, și în biserică sunt astfel de oameni. Și dacă o să trecem acum pe partea asta de suflet, de emoție, sincer vă spun, tare mă simt inconfortabil acum că discutăm un om care ar trebui să fie model cumva. Noi ne așteptăm să fie model, să luăm exemplu de la el, să ne inspirăm de la el, cum să trăim viața, cum să vorbim cu oamenii și auzim așa lucruri urâte. Mă rog, sincer îmi pare rău. Strașnic urât se poartă. Trist este că undeva preoții ar trebui să-și ia vocația mai în serios. Într-adevăr și pe de altă parte, noi avem o imagine prea exagerată că dacă este preot trebuie să fie gata, încadrat într-o bulă de sfințenie. Fiecare dintre noi avem căderile noastre, ridicările noastre. Nu știu ce, nu-l cunosc personal pe părinte, dar faptele sunt grăitoare în acest sens. Nu știu ce motive ar fi avut ca să nu-și ia în serios vocația. Nu gândește mult și apă că pe aia de piept, de țăpcă cu crușileță cum era și îi rupi țăpcă și îi trântește un pom la tâmplă. Am vrut să-ți dau niște bani, dar n-am să-ți dau bani pentru ce își faci tu. Și 1000 de euro să-i dau, dar ție n-am să-ți dau nică. Nu și are locul în biserică acest om. Dacă nu acum anul ăsta, nu la anul, dar peste 3 ani el o să răzbune pe mine. L-am văzut pe tata, stând jos. Mm-hmm. Da. El de obicei la noi mai servește. Mm-hmm. Și am crezut că o servit și iarăși o căzut jos și nu are putere să ajungă până în casă. Preotul totuși m-a sunat și mi-a spus, da, i-am dat vă două, că m-a numit, că este. Zic, da, asta nu-i prima dată la voi, când voi vă certați lucrurile. Dar nu m-am gândit că în starea asta l-au adus așa de tare. Aud? Băi, nu da, băi. Nu da, băi. El cum ar băte, așa ar băte. Propuneri că poate să-l trămăt la voi și să vă înțelegeți pe cale pașnică, să vă achit. În orice caz să răspundă pentru cei ce-au făcut. În această seară discutăm despre un caz din Răciula, unde un bărbat a ajuns la reanimare după ce ar fi fost bătut de preotul din sat. Rudele bărbatului s-au plâns la poliție, care spune că slujitorul și până atunci se afla în vizorul său. O să revenim la poliție mai târziu. Martor la bătaie a fost Maria Marcu, o vecină care se plânge și ea pe comportamentul preotului. În scurt timp vom auzi cum răspunde la toate acestea slujitorul bisericii. Până atunci, o invit în platoul nostru pe Ana Echim, care spune că părintele Nicolae Mutu i-a făcut și ei probleme. Să întâmpinăm. Povestiți-ne dumneavoastră ce ați pățit cu preotul din Răciula. Da, ce am pățit? Întâi am pățit cu ficiorul. Ficiorii lui mi-au bătut ficiorul meu. Dar ce s-a întâmplat? Cum s-au asta, bătut? A doua oară, dar prima dată feciorul s-a dus la o nuntă la local acolo, la noi.
în sat și ieșind afară, stă la ușă afară și de cu un prieten și trece fiorul preotului și vine și el acolo. Și el, pe prietenul și ala lui fiorul meu, al întinde așa și dar el zice, dă-i pace, de ce te nu-i dai pace? Dar el nu gândește mult și apucă pe aia de piept, de țăpcă cu crușileță cum era și îi rupe țăpcă și îi trântește un pom la tâmplă și îl lasă și se duce. Am un băiatul, zice așa, zice, s-o gândit el, ia să mă duc cu o rudă, să mă duc să vorbesc cu dânsul, cum așa, aici ei de bătut m-au bătut, dar mine mă doare capul tare, trebuie bani ca eu să mă lecuiesc. Și s-a dus la dânsul, cea ca părinte, ia ca așa și așa, și s-a întâmplat cu mine, băieții matale, zice, eu propun așa, sunt de câte 5.000 de lei de fiecare, că poți primesc un tratament bun, ca eu să-mi pot reveni. Dar el a spus așa, eu știu unde am să-i dau, și 1.000 de euro am să-i dau, dar ție n-am să-ți dau nică. Și cu aia asta s-a terminat. Am un la un an, moare soțul. Am eu, dar soțul încă înainte, dacă el a și noi am avut mare durere, mare stres dintre asta. Deci eu când noi muri, să nu mă duci, să vii preotul Nicolae să mă mormânteze. Și eu, noi am căutat și am adus un alt preot din Dalța. Dar ca să ne ducem la cimitir, trebuie să trecem pe lângă poarta bisericii. Am cum merge cu grochinșerii, cu secriu, când ajunge în dreptul porții, se deschide poarta a bisericii. Acolo era preotul satului, de-amă și pe aici l-am preot, niște inii, că intră în o gradă acolo. Și el a început a strâga la dânsul. Și a intrat, la ce ai venit în parohie mie? Asta e a mie. Și parcă pare că ca când așa tare se nervează ca când făcuse un rău. Dar el nu a zis o jumătate de cuvânt, nu a zis preotul și ala. O stat așa și am dus secreul în biserică. Deci a fost o mormântare cu scandal. Da, numai atâta i-am spus în biserică. Părinte, eu nu pot să vin la mata. Cum a ta ai crescut doi copii, doi băieți așa mari și ei să iasă la drumul mare și să bată pe cineva nevinovat într-așa mod? Mihaela Stratanu, altă locuitoare din Răciula, se plânge și ea pe Nicolae Mutu. Tânăra spune că preotul a refuzat să oficieze slujba de mormântare a mamei sale. Să auzim. La mama mea, părintele a fost contra ca să o mormânteze, că din cauza că noi am botezat băietul în sat vecin. Și când ne-am dus la părinte și i-am spus că mama a decedat, să bat clopotele, să o refuzat. Nu a vrut categoric nimic, a spus că se plătesc taxa de botez, care m-a chitat-o la în sat vecin. Trebuia ieși să o chită în biserica noastră. Mă cheamă pe mine și îmi spune să vii la părinte și să ceri iertare. Eu întru, zic, părinte, eu mă rog, mă iartă. Da. Și nu, taxa. Și pe urmă, taxa care e de botez, fără dăscăliți, fără nic, mă uit și-mi vine să plâng. S-a bătut și eu cum a vrut el. Nu a făcut omenește. A venit acasă, foarte repede s-a desfășurat. A venit acasă, a citit, ne-a spus din timp să dăm ce avem de pomană, că el nu așteaptă, el numai vine, citește și atât drumul. Mama a mers fără părinte pe drum, știi cum. A venit, a citit de acasă, s-a suit în mașină cu dascălițele și a zis că eu îți vă aștept la biserică. Ce aud aici mă doare mult, mă doare și înțeleg foarte bine oamenii care se dezamăgesc. Iată, din cauza la așa persoane, fiindcă eu vreau, scuzați-mă, iertați-mă, poate nu am dreptul să spun asta, dar nu și are locul în biserică acest om. Mie mi se pare absolut uluitor cele povestite de către invitații. Eu consider că totuși a fi preot este o vocație, nu o meserie, o profesie propriu-zisă. Și respectiv
E firesc și uman ca chiar și preoții să greșească, dar totuși comportamentul acestora este unul mai aproape de Dumnezeu și mai aproape de canoanele cele sfinte. Cu toate acestea, din ceea ce am auzit astăzi aici, și consider că este uluitor, în primul rând, să auzi că un sat întreg este de frica unui preot, unui slujitor bisericesc. Trebuie totuși ca fiecare din voi să fie responsabil pentru apărarea drepturilor sale, precum și rudilor, apropiaților, și să nu lăsați ca tot acest comportament să evolueze și mai grav și mai în teroare să țină satul respectiv. Îmi vine greu să comentez, pentru că, într-adevăr, vorbim de un slujitor bisericesc. Cu toate acestea, legea este una pentru toți și în acest caz, în cazul în care va fi găsit vinovat, chiar și preotul urmează să răspundă conform prescripțiilor legale. În această seară discutăm despre cazul lui Ștefan Mocreac din satul Răciula, Călăraș, care a ajuns la reanimare după ce ar fi fost bătut de preotul din sat. Familia victimei este indignată și vrea ca preotul să răspundă în fața legii. În același timp, alți locuitori din Răciula spun că nu sunt uimiți de acest caz, știind năravul părintelui, care a avut conflicte cu mulți dintre ei. Noi l-am invitat pe Nicolae Mutu să vină astăzi în platou, acesta însă a refuzat invitația. Atunci, echipa Vorbește Moldova a mers la biserica din sat să discute cu preotul. Iată ce ne-a povestit el despre conflictul cu Ștefan Mocreac. Atenție! Am construit un mic gărdușea. Am avut băieții care au lucrat la gard. El în timpul și ala a venit din la vale, în stare de ebrietate extraordinară, avansat. Cu o torbă în mână, cu niște buruian în torbă. Eu îi lămuresc, băi Ștefania, ei frate și te duc acasă, el e vecinul meu. Tătă viața de când al știu și al cunosc, eu sunt băștinașa satului. Al știu că o servit băuturi și-o băut și-o dormit pe sub garduri. Și la urmă era bătut și de soția lui, și de fiica lui, care... Eu i-am să băi Ștefan, du-te acasă, hodinește, ai băut, ai șesit, nu fă probleme la biserică. Atât ai tot, l-am scos cu bine, nu vrut să margă. Am mai avut niște pănașiți care au mai ieșit cu pănașiți de aici, eu m-am turnat pe părul de vin și el s-a muiet complet. Când am terminat lucrul, eu m-am pornit, el zice, ia-mă părinte acasă. L-am luat ca pe un om până la poarta mea, i-am făcut un bine și o pomană. L-am dus acasă, l-am dat jos, am dat mașina o gradă, el după aceea m-a numit ce-a făcut, s-a dus, a intrat la magazin să iei niște țigări. Nu i-a dat prodaviața, îi spune, ieși, eu ți-ai nu-ți dau vedătorii. Și-a plecat acasă, în stare de ebrietate. El a putut să cadă, doar de una am fost vecini. Mă rog, de el toată viața lui a băut, mă, ta mă înțeles. Întrebați oameni. Atunci, Dumnezeu ia să răspundă. Eu după asta ies din toate și o dau un judecat pe dânsa, să știți. Sincer vă spun. El a smădăi pe mine în judecată. El agresează. El ne provoacă. Da. El vă intimidează. Da, el și-a sunat și ne-a spus. Am vrut să-ți dau niște bani, dar n-am să-ți dau bani pentru ce își faci tu. Acum am aud că el și-a smădăi în judecată. Că spuneți cumva minciuni. Da, dar de ce spuneți că clevitim? Cum așa se poate? El face și el la urmă se întoarce toate aceste vorbi. Nu e rușine. Nu se teme în fața lui Dumnezeu. Sâmbătă l-a bătut, duminic s-a dus și a ridicat mâinile în altar. Că așa și l-am întrebat. Cum ai putut lucrul ăsta să faci? Știi ce ai făcut sâmbătă? Ștefan. A, și l-a pomenit încă. Da, și l-a pomenit încă în biserică de două ori. Ca bolnav. Ca bolnav. Da. Ați văzut, Ștefan? Și acum cum pot spune? Eu nu mai cred. Eu cred în unul Dumnezeu. Chiar dacă era în stare avansată de ebrietate, dar acolo s-a văzut clar că au fost lovituri puternice. Dacă a fost traumatizat omul până la reanimare, acolo au fost lovituri și nu este în drept. Chiar dacă îi bat omul, e slab, e neputincios, dar nu trebuie să-l bați.
Eu acum tot spun că mi este frică. El pe mine nu or să mă lăs în pași. Asta 100%. Dacă nu acum anul ăsta, nu la anul, dar peste 3 ani el o să răzbune pe mine. Da, așa e. Da, el a spus tot lucrarea asta. Dacă n-a surfat el, el a spus la cale. Toată lumea să fie. Și eu tot trăiesc singurul și... Așa are un spirit răzbunător. Da, da, are ajutor din partea fratelui lui care a susține în toate. Tot e preot în călăraș. O jadă. Eu am avut vara trecută judecată cu dânsul. Judecată? Judecată. A, cu motoblocul, da, probabil. Da, cu motoblocul. Mi s-a aprobat prima judecată 4.000. Și mi-a părut mult. O tămăduit. O mai dat odată. De-am asta, advocata mea. M-a chemat și, cum spun, și, să mai vii tare dată. Că zice, nu, dar el prin călăraș îmbla. El era... Deci el nu a recunoscut că dumneavoastră ați cumpărat împreună... Și nu a fost la judecată el. Nici din tâi, nici de-a doilea. De-a doilea a venit judecata, iară. Eu plângem și bătem cu pumnul în masă. Și deși nu-mi dă banul, eu nu-i lăsat la 3.000. De-amă. Și zic, deși nu-mi dă banul, eu, că Dumnezeu mă știe cum am strâns o capii, cu pensie, cu nucă. Imaginez. Da. Și zic, să-mi dea banul eu, că nu... De-am eu ca ta motiv, că nu mi-a dat de ăsta talon, nu mi-a dat documente, documentele la dânsul tăte, motoblocul la dânsul tăt, am iarna asta l-a vândut. Noi l-am întrebat, doamna Maria, despre, pe preotul Nicolae, despre această afacere între voi. Haideți să vedem cum a comentat el. Atenție! O lucrat la biserică cu mine... Dacă nu, și-i piste drum de mine, trăiește. Am stat cu dânsa întotdeauna, am stimat-o, o coprescut. Am eliberat-o de cei de bătrâneți, că deja nu mai puteți să frământe tioche marusă. Am să-ți dau un colășel și un ștergăriel și așa. De sănătate, de. Dar numai vă rog, lepădați postul de prescuri, de acoași prescuri și mă rog, de-a să fie bine. Am scos-o cu deasâna. Nu cu deasâna, dar de-a nu era imposibil o femeie de 80 de ani să fac lucrurile. Și pentru așa s-o răzbunat asupra mie. Și acum să auzim un comentariu de la Nicolae Mutu despre conflictele care ne-ați descris dumneavoastră, doamna Ana. Atenție! N-am avut Valentina, eu cu cine să am conflict? Eu spre eu, aici 20 și 10 ani am slujit în Episcopia de Ungheni, adică Blăgăcenie de Ungheni. 31 de ani am de slujbă. Da. Mm-hmm. Și mă stărui, ia ca să facem pentru bisericuță, că n-am avut cu nimeni nică, ia ca azi a fost plină biserică. Dar atât să mă birfeasc și să-mi spui că... Dar vă spun, Dumnezeu, băi, oameni buni, să le judeci și să le așeze pe toate la locul lor. Nu este frică de Dumnezeu? Pe lui trebuie să fie frică. Eu știu, un om credincios trebuie să fie frică de Dumnezeu. Dar nu se îmble cu așa mahinații și șeie și sfași. O taxă mare pusă ca să vină de acasă să-i dea lui și la dăscăliță. Pe când am pe ultimul timp a fost o mormântare, care femeia nici nu știa cât costă toate chestiile astea. Și i-a dat 100 de lei lui dăscăliță, iar dăscălița s-a întors înapoi și a spus, nu, chiochinină, trebuie să-mi dai 200 de lei și nu știi cum e taxa pensat să vorbește. Deci și eu pensat nu îmb și nu știu. Și i-a mai scos și i-a mai dat 100 de lei. Părăscovia, Zinaida, voi ați mers și ați depus o plângere împotriva preotului la poliție. În seara când l-am dus, fegerul de la ambulanță a făcut o științare la poliție. Poliția s-a apropiat și în seara aceea, dar la orele 2 noaptea, noi am scris științarea asta, adică plângerile este, ne-am scris. Dar spune-mi, te rog, dacă nu sesiza poliția personalul medical de la spital, oricum, voi erați să o faceți? Oricum, aveți să o sesizez, da, două, da. Trei, deci aveați voi să o faceți, okay. nu ați vrut să o lăsați. Nu, nu aveți să las, pentru că așa ceva nu se lasă. Haideți să vedem ce ne-au spus nou la poliție despre acest caz, atenție. Pe acest caz a fost inițiată o anchetă din prisma articolului 247 al Codului Penal.
Ca urmare a cercetărilor, polițiștii au stabilit că victima, împreună cu agresorul, ar fi servit băuturi alcoolice. Ulterior, între cei doi s-ar fi iscat un conflict spontan. Victima a fost supusă expertizii medico-legale, iar ca rezultat se va stabili și sancțiunea persoanei suspecte. Preotul a mai fost în vizorul poliției. Acesta a fost sancționat contravențional. Noi am solicitat un comentariu și de la Episcopie de Ungheni și Niscoreni, cărei se supune biserica din Răciulă. Iată ce spun acolo despre ultimul scandal în care ar fi implicat preotul Nicolae Mutu. Situația preotul din Răciulă o cunoaștem doar așa eventual, succint din presă, fiindcă nimeni nu ne-a înștiințat. Nimeni nu a venit cu o plângere referitor la acest caz. Nu putem ca să dăm cumva vorbilor care sunt în mass media că sunt corecte sau sunt false referitor la preotul din Răciulă, fiindcă nimeni nu s-a adresat cu o plângere față de noi ca să luăm o măsură oricare. Dacă rudele scriu o plângere, atunci se face investigația cazului dat, este judecata protopopiatului, investigează cazul, după care dă toate materialele judecății eparhiale. Plângerii au mai existat în trecut. Noi am fost sau în 2016 sau în 2017 acolo în localitate, de fața locului, cu plângerile date. Au fost undeva la circa 150 de persoane și marea majoritate a oamenilor care au fost, deci au adeverit că plângerile date sunt false și preotul, într-o mare măsură, așa să zicem, nu s-a adeverit celor scrise în plângere. Cu siguranță preotul atunci a adus o epidemie din partea bisericii, ca să se corecteze, ca să se îndrepte. De atunci nu a fost nicio plângere pe preotul dat. Așa, deci dacă vreți și organul suprem bisericesc care stă deasupra preotului acesta care v-a supărat, trebuie să mergeți și la ei. Aveți de gând să vă plângeți și acolo, dacă și la episcopie? S-a depus pe data 28, acum la Chișinău, s-a depus o cerere. Așa, ați depus la Chișinău. Am așteptat la med când se externează din spital, să vedem toată istoria lui. Rengheniu. Ce aveți de gând să faceți mai departe? Și până unde vreți să mergeți în această situație? Eu aș dori ca să-l tratăm, să-l aduci pe picioare, pentru că noi, într-așa caz, nu avem așa sume mari de bani ca să-l putem să-l tratăm în chestia asta, pe dânsul că lui doar costă toate chestiile astea. Ca să înțeleg corect, dacă preotul mâine vine și vă spune că, uite, hai să ne împăcăm, eu îți plătesc tot tratamentul cât este necesar ca să-l punem pe picioare pe Ștefan, acceptați și îl iertați, vă retrageți plângerea? Nu. Pentru că eu aș vrea să merg până la capăt. Dreptate. Dacă venea a doua zi, da, poate încă mă mai îndoiam. Dar acum, după cum spunea el, nu e la telefon. După minciunile pe care le spune, după toate faptele care le spune, că el o să iasă cum o să iasă și o să ne dă în judecată, el își caută dreptatea știind că e vinovat, da. Ne scuzează, nu se face. Vrem să mergem înainte, lasă răspundă. Dacă noi acum mergem și ne oprim aici, el ar să mai facă. Și eu pățit soțul meu ar să mai pățească și alții vecini. Pentru că ești toți temi, toți temi. Dar nu vor să vorbească, nu vor să spună. Am spus că da, și eu îi pățit, dar am să merg până la capăt. Aș vrea să sugerez invitaților în această seară să adopte o poziție activă, să nu vă lăsați într-adevăr înjosiți și să vă lăsați înfricoșați și respectiv să mergeți să vă demonstrați dreptatea dumneavoastră. Totodată aș vrea să menționez că este regretabil faptul că organele de drept inacționează în acest caz, că nu au fost cercetate toate circumstanțele pe urme calde, nu a fost identificat martorul ocular al celor întâmplate. Cu siguranță există prezumția nevinovăției, dar și comportamentul episcopiei și metropoliei este neclar în acest caz. Ori figura preotului este una foarte importantă și respectiv în contextul în care există careva supoziții că acesta are un comportament contrar canonilor bisericesc, consider că urmează a fi întreprinse măsuri exacte și concrete la caz. Ulciorul nu merge de multe ori la apă, da? Așa spunea bunica mea.
Și se pare că pentru preotul din satul dumneavoastră, el s-a spars acum și nu o să mai meargă la apă. Îmi pare rău pentru asta, dar mai mult îmi pare rău pentru credința care este distrusă în sufletele voastre și a celor care au rămas acolo în sat și la fel au gânduri că, uite, Dumnezeu nu vede ce se întâmplă cu noi. Chiar Dumnezeu nu vede ce se întâmplă. Eu vă doresc și fără să judecăm, ca să fie dreptate așa cum este și să fie claritate și să nu pierdeți credința, vă rog frumos. Nu sunt în măsură să judec persoana preotului, știți că smintitul judecă de multe ori prin cu sminteala din el, dar văd că, bănuiesc că părintele Nicolae are nevoie de o consiliere mai profundă din partea bisericii și pe lângă judecata bisericească care urmează să se înfăptuiască, la fel și dumneavoastră. Probabil că aveți nevoie de consilierea unui duhovnic bun ca să vă aducă așa un pic la lumină în tot conflictul acesta. Este ușor, într-adevăr, să mergem prin judecăți, prin... dar eu cred că dacă vor găsi un sens al împăcării, al iubirii, în fața lui Dumnezeu vor galopa într-o altă formă. Aici încheiem liniște și pace, vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.